Haideți să citim din Luca, din capitolul 1, începând cu versetul 11. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul le-a zis, Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiul lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un rod bine pregătit pentru El. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, suntem la casa lui Dumnezeu încă o dată, pentru a învăța. Sunt convins că întotdeauna Dumnezeu are cuvinte care să ne hrănească și îl rog în această dimineață să mă întărească și pe mine. Cum spunea și Pavel, ori de câte ori îmi deschid gura. Nimeni nu-și dorește să aibă predici bune din an în Paști, explozii. Ne dorim ori de câte ori predicăm Dumnezeu să ne folosească. Amin. Plec de la o frază pe care am citit-o, zice îngerul aici despre un copilaș care urma să se nască, el va fi mare înaintea Domnului. Și mi-am pus întrebarea și vreau să o punem toți în această dimineață, ce înseamnă să fii mare înaintea Domnului? Cum măsoară Dumnezeu uriașii. Ce înseamnă un om, un gigant spiritual, un om matur, un om mare? M-am uitat mereu în ziare. Zilnic mă uit în patru ziare. Și am vrut să văd care sunt oamenii mari ai lumii, ce prețuiește lumea, ce numim noi oamenii vedetă, Cine sunt vedetele? Cine sunt reperele? Cine sunt modelele? Ce apare dacă deschid telefonul pe prima pagină a ziarului? Știți cine sunt oamenii mari ai lumii? Oamenii care, de exemplu, au bani foarte mulți. Aflăm că nu știu care milionar și-a mai cumpărat un avion sau nu știu ce mașină. Da? Top Forbes. Ăștia sunt mari oameni ai lumii, 100, 300, în lume, milionari, mereu citesc în ziar, câștigă ăla, l-au trecut pe ăla, nu mai știi care e locul întâi, cele mai multe miliarde. Ăștia sunt oamenii mari din perspectiva lumii. Pe prima pagină ziarului vei găsi sportivi. Afli și-au mai cumpărat un bolid, un apartament, că s-au tatuat, nu știu care, fotbalist care atât știe în viața să o lovească într-o minge. Da, sunt oameni mari, toată lumea le știe numele. Sunt respectați pentru sport, o abilitate sportivă, o dexteritate în privința unei mingi rotunde. Și atâția oameni se tund ca și ei, se îmbracă ca și ei, își cumpără tricouri cu numele lor. dar ăștia sunt mari oameni ai acestei lumi. Pe prima pagina ziarului vei găsi cântăreții care au câștigat la Eurovision, oameni mari. Vei găsi cântărețe cu minte puțină și indecente, imorale, din relație în relație, Africa să o despărți și iar s-o cuplat. Da? Despre asta vorbește ziarul. Sportivi, cântărețe, politicieni corupți. Și întrebarea mea este, oare ăștia sunt mari oameni ai lumii? Era un cuvânt al lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 16. Un cuvânt pe care îl spune Hristos, spune Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Luca 16 15. dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Și un cuvânt care mă încurajează, pentru că ce este înălțat între oameni, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dintr-o curiozitate citind ziarul, am vrut să văd cine ne-a reprezentat la Eurovision, o pură curiozitate. Când am văzut fotografia, mi s-a făcut rău, n-am avut curaj să dau click nici o secundă, imaginea mi s-a părut îngrozitoare. Și am zis, ăștia sunt oamenii care ne reprezintă pe noi ca națiune, fie și la un concurs muzical. Un băiat cu părul lung, efeminat, îmbrăcat în roz, nu vă supărați, cuvântul ăsta îmi vine în minte, urăciune înaintea lui Dumnezeu. Îmi este rușine că sunt român. În contextul ăsta. Dragii mei, la Dumnezeu oamenii mari se măsoară altfel. Și chiar cred, uitându-mă în ziare, că ce oamenii numesc mare, vlogări și bloggeri, oameni care își mai cumpără o mașină, care se laudă cu tatuajele, cu imoralitatea lor, cu succesiunea iubitelor lor, oamenii ăștia sunt o urăciune, sunt mici. Și încurajez tinerii să nu se ia după ăia mari de acolo. Dar nu ăștia sunt mari. Mari sunt ăștia. Eram într-o cameră a unui prieten m-a culcat în camera băiatului său și am rămas șocat să văd că în camera lui era un poster cât un perete acolo cu Ronaldo. Și am zis, copilul tău crește cu modelul ăsta sub ochi? Asta are el care reper în viață? Dormeam acolo în cameră cu acest sportiv. Un poster uriaș. Dragi tineri, oare ce motivează? Care sunt modelele vieții tale? Este Ioan un model pentru tine? Iată un om despre care a zis Dumnezeu, nu presa, a zis Dumnezeu că a fost un om mare. Și Hristos însuși spune, niciun om n-a fost mai mare decât Ioan Botezătorul, niciun om născut din femeie. Oare câți tineri își mai aleg modele biblice? Spuneam și ieri la tineret, petrecem citim Scriptura un sfert de oră pe zi, așa într-un mood, într-un vibe de ăsta emoțional, de devoțional, citim Biblia, psalmi, medităm, da, un sfert de oră, hai să zicem jumătate de oră și petrecem în medie ore întregi pe cultura asta TikTok. Care credeți că vor fi valorile și reperele acestei generații? Dacă jumătate de oră citești Biblia și media e de șase ore, asta e statistică, șase ore de ecran pe zi pentru orice adolescent? Media. Într-o tabără creștină, zilele trecute, chiar săptămâna trecută, am întrebat tinerii și am pus să-și facă o verificare. Cât ai petrecut în ultimele 24 de ore? Pe social media au deschis telefonul, există cifre, telefonul tău îți spune adevărul, intri la baterie, la setări și îți spune exact. Era o oră 45, două ore și un sfert, record, aproape trei ore, într-o tabără creștină, cu activități intense. El a avut timp trei ore să petreacă acolo. Vă întreb, de unde se vor inspira? Care cultură va influența generația asta? Cultura TikTok? Cultura rețelelor sociale sau cultura biblică? Vă spun eu răspunsul. Timpul spune ce te influențează mai mult. Unde petrești timp? Acolo îți este sursa de inspirație. Ce modele ți-ai ales, drag tânăr? Iată un om mare. Hai să vedem cum măsoară Dumnezeu oamenii mari. Primul gând din textul acesta. El va întoarce pe mulți din Fiul Israel la Domnul Dumnezeul lor. Mare în ochii lui Dumnezeu este omul care este preocupat de mântuirea altora. Ioan a fost mare nu pentru că a avut o mașină scumpă sau haine la modă, din potrive era îmbrăcat destul de ciudat. Împăr de cămilă și mânca lăcuste, dar pentru Dumnezeu Ioan a fost mare, pentru că prin el s-au mântuit mulți oameni. Astăzi ai ocazia, dragul meu, să-ți verifici mărimea spirituală, cât de mult ai contribuit la mântuirea altora. Dumnezeu vrea ca biserica lui să fie preocupată, va întoarce pe mulți, zice Scriptura. Adică aici este o preocupare, o pasiune, o prioritate din evangelizarea altora. Ești mare în măsura în care te doare pentru mântuirea vecinilor tăi. Puneți o întrebare. Nu? După 30 de ani de pocăință, câți vecini l-au cunoscut pe Dumnezeu prin tine. Pe câți oameni i au evangelizat în viața asta? Aici este barometrul mărimii spirituale al unui om. Limbajul acesta, cu mulți, da, mulți, nu puțini, mi-amintește de un verset frumos care se află în Cartea Daniel. Este un verset care are un loc special în inima mea, este scris și pe mormântul bunicului meu care a fost păstor. Și întotdeauna îl citeam cu emoție din scripturi și chiar atunci când merg la mormânt. Un slujitor dedicat misiunii pe sate în vremuri grele, când misiunea se făcea cu bicicleta și pe mormântul lui a ales să fie scris un verset, Daniel 12 cu 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei ce vor învăța pe mulți, da, nu pe puțini, și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Prorocul Daniel ne spune că vine o zi când vor străluci nu cei care au avut mașini scumpe, nu cei care au jucat fotbal, nu cei care au jucat în filme, ci vor străluci castelele, cei care au învățat pe mulți neprihănirea. Îmi place cuvântul ăsta mult în dimineața asta, adică nu unul, doi, sunt preocupat, mă doare, mi-am făcut o prioritate din asta. Există acum o, o, explozie în ce privește evangelizarea în România. Niciodată, îmi spuneau toți slujitorii pe care sunt frate, nu pot, niciodată în ultimii ani n-am fost atât de ocupați. Într-adevăr, iarna aceasta a fost cea mai încărcată iarnă din viața mea. De când a început 1 ianuarie și până azi, puține, numărate pe degete, ar fi zilele în care am fost liber. Pentru că în fiecare seară au fost evangelizări, conferințe, ser de tineret, stăruințe, rugăciuni. Și mulțumesc, Domnul, este un har, este un har să poți să-i duci pe mulți la mântuire. Dumnezeu va face să strălucească în ziua aceea cei care au fost preocupați de evangelizarea dejului. Dar mei, cât de mult ne interesează evangelizarea acestui oraș? E întrebarea noastră. Evangelizarea modernă nu mai este pe stadioane. Evangelizarea modernă nu mai este în ser speciale de evangelizare. Trebuie să o spun cu durere, în ultimii ani nu cred că există niciun rod în urma celor seri speciale, pentru că poporul lui Dumnezeu trebuie să învețe evangelizarea de la om la om. Evanghelist nu este fratele Emi Fedur, evanghelist trebuie să fii tu la tine pe stradă. Eu niciodată nu voi intra la tine în clasa a 10 -a, cu Biblia sub braț să predic în clasă, pentru că ar râde toți, dar tu poți să predici Evanghelia la tine în clasa a 10 -a sau a 11. -a. Mari sunt oamenii preocupați de mântuirea altora. Iisus însuși ne spune în Luca, în capitolul 4, dacă dăm doar două foi, Zice acolo când își anunță programul, parcă văd un președinte, un, un, un mare lider anunțându-și programul de guvernare și spune Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Isus n-a venit să-L mulțească pâinile, chiar dacă asta a fost o manifestare a împărăției. El n-a venit să demonstreze că știe să umble pe ape și să leviteze și să zboare când vrea și să coboare. Iisus a venit în lumea noastră și a trăit 33 de ani, având un singur scop, Duhul Sfânt o vost peste El, ca să predice Evanghelia și să întoarcă pe mulți de la păcat, la sfințire, de la întuneric, la lumină, și au zis, pentru asta trăiesc, Duhul Domnului e peste mine. Râvna lui Dumnezeu mă mănâncă pe mine pentru casa lui Dumnezeu, pentru că vreau Dumnezeu să mântuiască. Din nou te întreb, cât ești de mare? Câți oameni ai evangelizat în ultimul an? Dumnezeu să ne cerceteze. Am întâlnit oameni mari și mă gândeam la unii care slujesc încă din 2006 mă duc în Nepal și întâlneam atunci o fată, o fată în vârstă, și îmi spunea ea, eu când am venit în Nepal, în urmă cu 30 de ani, erau o mână de creștini, îmi spunea această fată, care nu s-a căsătorit niciodată, și a dedicat toată viața misiunii și evanghelizării. Spunea, până și vicepreședintele cultului de acolo, pentecostală, Sembles of God, până și el a pocăit prin mine. Îmi spunea, mii de oameni s-au întors la Dumnezeu, n-am avut copii, nu m-am căsătorit niciodată. Are un orfelinat cu sute de copii, are sute de copii, nu unu, doi, nu trei, nu zece, deși nu s-a căsătorit, crește un orfelinat întreg de copii. Și mă uitam la ea și ziceam, deja e căruntă, e cu părul alb foarte lung, are deja 40 de ani de Nepal, poate chiar mai mult, și mă gândeam, ce mari oameni are Dumnezeu în lumea asta. Poate nu știe nimeni, sunt undeva într-un sat din Nepal, dar de 40 de ani se preocupă de mântuirea multora. În fiecare duminică se predau oameni, ori de câte ori am fost acolo, se predau oameni după predică, începeau celule de evangelizare și de ucenizare în fiecare duminică. Toți convertiții noi din hinduism, din islam, erau puși într-o într grupă de cateheză. Duminică de duminică, 10-15 oameni intrau în cateheză. Pentru că, frații mei, unii oameni sunt preocupați nu de fă cu de bani, nu de mașini și de case, sunt preocupați de mântuirea lumii. Miercuri am fost la cateheză la Maia și apoi am venit la cateheză la Dej. Și am avut așa o suferință lăuntrică, că bisericuța asta mică are aproape la fel de mulți convertiți din lume ca și noi. Poate cu unul mai puțin zic, cum, Doamne, 50 de oameni sunt mai eficienți în evangelizare decât 800? Știți că mărimea unei biserici nu se măsoară în programele spectaculoase, în numărul mare de membri, în facilitățile noastre frumoase, în amfiteatru, ci mărimea unei biserici se măsoară în numărul de oameni care se mântuiesc prin noi. Încă anul acesta e un an fericit, avem cei mai mulți oameni convertiți din lume din ultimii ani de când sunt aici. Au fost ani cu unul. Și mi-am pus întrebări, Doamne, unde e puterea de naștere a trupului lui Hristos din Dej? De ce 800 de oameni nasc greu unul sau doi oameni pentru Dumnezeu? Oare n-ar trebui membrul de rând să-și pună întrebări? Oare ce se întâmplă cu viața mea? De ce nu se mântuiesc oameni prin mine? De ce lumina mea nu luminează în întuneric, e o întrebare serioasă. Oamenii mari sunt oamenii preocupați de mântuirea altora. Să știți că Dumnezeu nu i preocupat de instituții. Nu. Nu. De culte, de doctrine, de facilități, de formații, tot ce facem aici, tot. Este în slujba evangelizării orașului dej. Tot. Cor, fanfară, predicatori, amvoane, biserici, aer condiționat, proiectoare toate astea slujesc scopului suprem. Noi existăm pentru ca oamenii din dej să-l cunoască pe Dumnezeu și să primească iertarea păcatelor. Și dacă asta nu se întâmplă, biserica e bolnavă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce te preocupă? Cariera? Medicina? Ingineria? Afacerile? Sau pentru tine prioritatea numărul unu este oriunde ajungi, în campus sau la fabrică, să evangelizezi oamenii. Îmi amintesc cu drag de anii aceia când predicam Evanghelia pe stradă. Oriunde ajungeam, predicam. Predicam pe străzi, predicam în fața magazinelor, predicam oriunde. Din două cuvinte, la ocazie, pe tren, începea Evanghelizarea. Eu așa l-am primit pe Hristos. Eu am avut ani întregi în care umblam pe stradă și predicam Evanghelia și opt ore pe zi. Pentru că la asta ne cheamă Dumnezeu. Și mă bucur ori de câte ori cineva mă întreabă despre Dumnezeu. Și chiar săptămâna aceasta am fost în familii de ortodoxi din Dej și am predicat Evanghelia și m-am rugat pentru eliberare și m-am rugat pentru iertare și vin acasă atât de bucuros că de asta am venit la Dej. Nu să giftuim pocăiții cu predici bune, nu de asta. Asta e un scop secundar, scopul principal pentru care trăim și respirăm. E ca prin noi să se mântuiască și alții din Dej. O, Doamne, trezește-ne! O biserică mare face evangelizare. Zice cuvântul aici despre Ioan, un alt lucru frumos, va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. E interesant, Ioan zice Scriptura că a fost un om mare pentru că a întors inimile părinților la copii și inimile copiilor spre părinți. Ioan a fost un om mare pentru că a avut o lucrare de restaurare a familiei înainte ca să vină Mesia pe pământ. Ioan a fost mare pentru că a zidit peste prăpastia dintre generații. De aceea, în al doilea rând, un alt gând care este evident în text, mare este omul care zidește peste propastia dintre generații o lucrare extraordinară. O lucrare necesară și în secolul 21, la fel sau poate chiar mai necesară decât atunci, pentru că trăim vremurile din urmă. Nu eu am inventat acest slogan, prăpastia dintre generații. Sociologii spun că într adevăr între generații prăpastia este tot mai crescândă, tot mai mare. Datorită evoluției culturii atât de rapide, datorită vitezei cu care evoluează societatea, prăpastia dintre generații este tot mai mare. E ca un crater. Lucrul ăsta este perfect adevărat. Între mine și părinții mei, între părinții mei și bunicii mei. Nu există o diferență atât de mare culturală cât este între mine și generația copiilor mei, să zicem așa, chiar dacă nu i-am, adică a copiilor dumneavoastră. Îmi dau seama că deși mi-am dorit să fiu un om tânăr ca și atitudine, mi-am pierdut ritmul, nu mai fac față. Mi-am făcut și eu cândva Facebook din dorința de a fi relevant, de a fi printre tineri, de a vedea cultura, de a posta, de a... dar am pierdut ritmul. A apărut Instagram-ul imediat. N-am mai avut energie emoțională. Mi s-a părut ceva, zic, mă, acum dă-l încolo și pe ăsta, mai trebuie și la ăsta. Apoi, între timp, a apărut Snapchat, după aia a apărut și TikTok-ul. Nu mai pot să țin pasul, deși sunt relativ tânăr. Sunt deja ca un pensionar, din punctul ăsta de vedere. Și Facebook-ul l-am închis, că nu mai îmi place. E, copiii dumneavoastră intră într-o altă cultură cu o repiziciune grozavă. Știți că există generația Z, generația X, generația cu tare. Oarecum limita de timp dintre generații, într-o generație, este tot mai mică. Adică generațiile se schimbă mult mai frecvent decât înainte. Și nu mai seamănă o generație cu alta. Tocmai de aceea este tot mai greu să comunici cu copiii. Asta e culmea în străinării, ce spune textul aici. Sub același acoperiș să fie oameni înstrăinați unul de altul. Tragedia familiei moderne. Tata cu mama mănâncă singur la masă, băiatul e pe telefon în camera lui sau pe Xbox, fata e pe telefon cu prietenele în camera ei și sub același acoperiș. Relațiile sunt frânte. Și vin la biserică împreună, dar între ei este o prăpastie. Sunt tot mai puține momente de comunicare autentică în familie. Urmăriți dumneavoastră dacă există o jumătate de oră autentică de dialog în casa dumneavoastră. Da? O jumătate de oră în care nimeni din cei cinci sau șapte nu stă pe telefon. E efectiv frustrant. Nu poți să duci un subiect la capăt că sau soțul sau soția la masă scoate telefonul, mai e copiii, da? mama vorbește cu el și vorbește ca televizorul, singură. Își scoate telefonul și zice, da, 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 și butonează. Adică dialogul este atât de frunat, părtășia atât de limitată din cauza apariției acestor device-uri, acestor unelte. De aceea este atât de important să ne gândim la asta. Mari sunt oamenii care construiesc peste prăpastia asta dintre generații. Fă tot ce poți să-l faci prieten pe copilul tău. Zice cuvântul aici că lucrarea pe care trebuie să o facă un astfel de părinte, un astfel de om mare, este tocmai asta, spune, voi întoarce inima părinților spre copii. Ce trebuie să facă părinții? Să-și întoarcă inima spre copii. Drag părinte, dăm voie să spun că cea mai mare nevoie a copilului tău este nevoia de inimă. Copilul tău nu are neapărat nevoie de telefon, dar copilul tău are nevoie de dragostea ta. N-ai rezolvat nimic când i-ai trântit în brațe o tabletă și te-ai gândit că trei ori ești liniștit. Copilul tău are nevoie de tine nu de tableta pe care i-ai cumpărat-o. Asta mă învață Biblia în dimineața asta. Copilul tău are nevoie de relație, copilul tău are nevoie de înțelegere. Atâția părinți aleargă prin toată lumea asta să le dea copiilor bani, haine, mașini, telefoane, adidas și noi. Și paradoxal, acești părinți contemporani nu oferă inimă. Dacă ești un astfel de părinte, mă rog ca Dumnezeu să te trezească. Băiatul tău și fata ta are nevoie de inima ta. Eu am fost prieten cu părinții mei. Îmi spunea cineva recent, frate, pe noi tata nu ne-a sărutat niciodată. Noi n-am avut parte de dragoste și de emoție. Familie creștină, cunoscută, slujitori, și mă uitam așa mirat la el, era recent, chiar aici în Dej vorbeam după o seară de rugăciune cu unul dintre invitați. Și am zis, măi, nu știu cum e asta, că pe mine și acum tata mă ia în brațe și mă sărută când mă vede. Noi n-am avut televizor și mulțumesc Domnului, nici calculator până târziu, nici tablete, dar am avut timp împreună cu părinții și părinții ne-au dat inimă. ne or și pedepsit, dar părinții noștri ne-au iubit și mulțumesc Lui Dumnezeu că în casa mea au fost inimă. Au fost părinți care ne-au îmbrățișat, care ne-au sunat, care s-au bucurat pentru premii, care uh, au fost alături de noi când eșuam în examene. Copilul are nevoie de inima ta, mamă și tată, nu de două geaburi în casă și de bonă și de o viață atât de complicată. Cine ne-a învățat să încurcăm atât de mult lucrurile în lumea asta contemporană? Filozofia asta modernă, copiii cresc cu nu știu cine și părinții sunt ocupați să le cumpere, înțelege dragul meu că mai mult decât tot ce ai putea să cumperi cu bani, el și ea au nevoie de tine. Am mai spus și cu alte ocazii, atunci când poate chiar epuizarea asta în slujire, spuneam unor slujitori, predicatori mai sunt în România, ăsta evangeliști mai are România, dar copiii mei au un singur tată. Ori mai fi businessmeni, ori mai fi oameni cu bani, nu ești buric cu pământul, mai fi și alți medici, copilul tău are o singură mamă. Și mama aia și tatăl acela trebuie să fie acasă și să ofere timp, relație, înțelegere, adică inimă. Domnul să binecuvinteze părinții. Când e vorba despre copii, Aici Duhul Sfânt interpretează citatul din Maliahi. Știți că în Maliahi e puțin diferită fraza. Zice cuvântul Maliahi, așa se termină Vechiul Testament, ultimul verset din Vechiul Testament. Zice cuvântul așa. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ei bine, în Luca, în capitolul 1, Duhul Sfânt interpretează puțin și ne spune ce înseamnă asta. Spune, el va fi mare, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și atenție. Când e vorba de copii, schimbă sau interpretează. Și inimile pări, copiilor, adică și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Deci, dragi copii, ce înseamnă să-ți întorci inima spre părinți? Să umbli în ascultare. Da? La copii Dumnezeu nu lasă lucrurile la nivelul ăla emoțional. Copiii n-au probleme, ei știu să ofere inimă. Una, două tati te iubesc, îți ia în brațe și după aia îți cere 50 de lei. Așa te mai iubesc, dar nu te ascultă. Tati și mamii vă iubesc. Dacă nu-i spui să măture în casă, el nu mătură în casă. Deci pentru copii, inima, da, întoarcerea inimii spre părinți înseamnă să asculți de părinți. Fără declarații siropoase când ai interes. Dacă îți iubești părinții, ascultă-i. Ce frumos ne vorbește cuvântul nou celor tineri. O, Doamne, învață ne ascultarea. Asta înseamnă inimă. Dacă îți iubești părinții, ascultă-i, nu trânti ușa, nu le răspunde înapoi. Când îți dau ceva de făcut, fă. Când îți spun să vii acasă la ora 10, vino acasă la ora 10. Asta înseamnă cu adevărat să-ți iubești părinții. mai trăim vremurile din urmă, sunt tot mai conștient de cât de important e ca Dumnezeu să ne vindece familiile. Sunteți dumneavoastră conștienți de ce spune textul biblic astăzi? O, cât adâncime are Scriptura! Zice, cuvântul Maleah, ultimul verset, vă dați seama, oarecum văd îngrijorarea lui Dumnezeu, zicând, oameni buni, eu vreau să-l trimit pe Mesia, dar nu se poate. Că dacă Mesia vine acum în Israel, trezirea aia spirituală va însemna blestem, nu binecuvântare. Ciudat! Venirea mea, la venirea mea, în loc să aduc binecuvântare voi aduce blestem. Nu pot să vin în lume, pentru că în familie e dezordine. Și dacă vin acum eu, Hristos, va trebui să lovesc Israelul cu blestem și cu judecată. Și ca să pot veni eu, Mesia, trebuie să trimit un proroc mare, cum n-a mai fost niciodată, ca să repare problemele din familie, să pot să vin eu să aduc mântuirea în Israel. Frații mei, sunteți conștienți cât de importantă este familia în economia trezirii spirituale? Știți că dacă vine trezirea spirituală și se coboară Duhul Sfânt în adunare și găsește haos în familie, s-ar putea pogorârea Duhului Sfânt și trezirea să însemne blestem? Asta zice Biblia. O, oh, cât de important e ca trezirea spirituală să înceapă în familie. Vă întreb, de câte ori ne-a vorbit Duhul Sfânt în ultimele luni despre familie? Certuri, dezbinări, neînțelegeri între generații, între soți și soții. Eu sincer mă tot întreb, Doamne, care să ia? Că la biserică sunt ca niște icoane toți. Și secretoș, pentecostal, este un actor de săvârșit. Nu știi nimic. Tare bine știm să ne... Dar Duhul Sfânt astăzi intră în familia ta și vrea să repare relațiile. Biblia spune, dragii mei, că în vremea din urmă copiii vor fi neascultători de părinți. Citam ieri într-o predică undeva departe de zona aceasta un verset care mă înspăimântă în Apocalips 12. Îmi zice cuvântul acolo, vai de voi, pământ și mare. Și se ridică părul în cap. Zice Biblia, vai de voi care locuiți pe pământ. Că satana s-a coborât la voi plin de o furie, că știe că are puțină vreme. Vai de cei care trăim vremea din urmă, vai. Pentru că cu cât ne apropiem mai mult de sfârșitul viacurilor, diavolul știe că mai are puțină vreme și lucrează cu tot mai multă turbare. Diavolul îi turbat oameni buni. Și spune cuvântul, cu cât te apropii mai mult de zilele din urmă, oamenii vor fi răi, și neascultători și în case sunt probleme, pentru că există căpetenii de neascultare, există duhuri de răzvrătire specializate, care parcă s-au dezlegat din iad, mai mult ca oricând și tot mai rar auzi că în familii copiii ascultă. Ești considerat un bleg, un tăntălău dacă asculte părinți. Ești mare șmecher, ești mare deștept dacă știi să respingi părinții și răzvrătirea se învață chiar în școală. Cum adică s-a scurs de părinți? Și în aparență, faptul că tinerii sunt un pic mai pricepuți la tehnologie și știu să butoneze și să recuiască, se cred deștept domn. Mama e depășită, tata e înapoiat, Pastorul Habanare, noi suntem inteligenți, noi știm să umblăm pe TikTok. Mare pricepere. Să spargi parole și să butonezi telefoane. Mare inteligență. O superioritate, o aroganță în discuțiile cu unii tineri. Dragii mei, Dumnezeu vă cheamă la ascultare. Principiul acesta rămâne valabil Dumnezeu va aduce trezire în generația tânără dacă va exista ascultare. Domnul să vă binecuvinteze. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere nouă slujitorilor și vouă părinților să zidim peste prăpastia dintre generații. Este o prăpastie, oameni. Vorbeam cu o mătușă de-a mea și... Vă dea seama cât de înstrăinată e de lumea modernă, avea o fată plecată printr-un oraș mare, departe de satul ei, unde generații întregi au cultivat pământul și au crescut animale și nici nu știa să zică la ce facultate e fică sa. Au o traumă, nu știa, deja că e la psihologie. E fică mi-a studiat de la psihologie. Nici nu știa să zică psihologie, sărac. Ce să știa ce e aia psihologie? Acum avem studenți la psihologie. Da? Mama să nu știa ce e aia. Cum e cu psihologia asta? Părinți care nu pot verifica telefonul copilor lor și ne fentează că sunt un pic mai dibaci și vrei să-l controlezi și zice, a? Și te face, cum zicem noi, și îți râde nas. Dar nu uitați, dragii mei, că dincolo de ceea ce văd părinții, este un Dumnezeu care vede. Și te întreb, ți-ar plăcea să vadă Isus? Știi că Isus verifică TikTok-ul din când în când? S-ar plăcea să știi că Isus se uită peste umărul tău când tu postezi pe Instagram sau trimiți un snap de la care zici că să șterge imediat și îți permiți să trimiți ce n-ar trebui. Chiar dacă snap ce tu șterge în câteva secunde poza, poza înregistrată la Dumnezeu în cer. O, Doamne, trezește tineretul bisericii. Dumnezeu să vindece familiile noastre. E tot mai greu să ai copii și să-i crește. Am văzut părinți amărâți că au spus, frate ei. cred că e adevărat ce zice Biblia, ferice de pântecele sterpe. Zicea Hristos că va veni vremea când se va zice. Știți când e vremea asta? Vremea din urmă. În vremea din urmă va fi atât de multă rebeliune încât unii părinți vor ajunge să zică, Doamne, mai bine nu să năștea. Mi-au făcut atâta necaz, mi-au dus pe alb, m-au distrus psihic, mai bine nu îl aveam. N-aș vrea să fiu fatalist, eu cred că Dumnezeu are soluții și în vremea din urmă. Și Dumnezeu caută oameni mari care să se ocupe de generația tânără care să construiască peste podul acesta, peste ghepul acesta, peste prăpastie, să facă un pod între părinții și copii. Și mă rog ca Dumnezeu să lase o prietenie sfântă între părinții și copii în ziua de astăzi. Și Domnul să vindece orice familie în care este schismă și prăpastie și certuri și tulburări. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un ultim gând, dragii mei, timpul a trecut. Zice cuvântul aici despre Ioan, Ca a fost mare, ce spune cuvântul aici, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt, încă din pântecele mamei sale. Este mare pentru că se va umple de Duhul Sfânt, din pântecele mamei sale. Dragii mei, în al treilea rând, mari sunt oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt. Nu știm dacă Ioan a predicat frumos. Nu știm, de fapt știm că n-a făcut nici o minune, nici un miracol. Dar Biblia spune că va fi mare. Pentru că nu va bea vin și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele ci sale. Oamenii mari sunt oamenii plini de Duhul Sfânt. Ce predică mai potrivită decât asta în prag de stăruință? Mărimea mea se măsoară după mărimea de Duh sau plinătatea Duhului din mine. Spuneam și cu alte ocazii, în plinătate se poate crește. Ceea ce nu e logic, dar în lumea spirituală se poate. Exact cum ai umfla o minge cu aer, da? Poți să umpli aproape oricât. Exact așa e și cu Duhul Sfânt. Faptul că m-am rugat într-o seară la stăruință sau că am fost la o seară de rugăciune nu înseamnă că în mine nu mai încape Duh. În mine încape Duh oricât. Standardul este Hristos care a avut Duhul fără măsură. Da. Noi avem toți câte o măsură, două, trei, dar mai încape. De aceea mă rog ca Dumnezeu să umple Biserica Pentecostală numărul 1 cu Duhul Sfânt săptămâna asta. Da? adică nu trata cu aroganță problema asta, eu îți botezat, îți botezată, stăruința e pentru ăștia începători, nu, stăruința este pentru toți membrii bisericii, că toți mai avem nevoie de umplere cu Duhul Sfânt, amin? Și mă rog ca Dumnezeu să facă o mișcare a Duhului printre noi încă o dată. Tocmai de-aia facem pentru prima oară stăruință vara, că ne-am prea obișnuit cu ideea asta sezonieră, da? Iarna suntem la sală spirituală, da? Cât de mult, stăruință, stăruință, vara, intrăm așa într-o aterizare, ne focalizăm pe grădină, pe construcții, pe picnicuri și mă cheamă Dumnezeu și înțeleg că e voia Lui să avem din când în când câte o stăruință mai scurtă, că biserica are nevoie de Duhul Sfânt și vara. Amin. Domnul să boteze cu Duhul Sfânt și săptămâna aceasta. Și -o Domnul să umple cu Duhul Sfânt toată biserica. Mari sunt oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt. Deci limbajul din Luca, capitolul 1, se repetă în Efeseni, în capitolul 5, un verset pe care de multe ori l-am citat în predicile mele. Deci acolo cuvântul atât de frumos, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de lucru. Exact cum vorbește Biblia despre Ioan, nu va bea vin, ci din potrivă, se va umple de Duh. Aici Scriptura vorbește despre două niveluri de cunoaștere a lui Dumnezeu. Sunt oameni creștini începători care se opresc la atât. Nu va bea vin. Am mai spus-o și cu alte ocazii, ce e pocăința? Păi foarte mulți tineri zic pocăința să nu bei, să nu fumezi, să nu înjuri, să nu dansezi. Ei, asta e jumătate de pocăință, asta e doar începutul. Zice cuvântul Domnului în Galateni, în capitolul 4, dacă ați fost cunoscuți de Dumnezeu, de ce vă întoarceți la acele învățături cum? Începătoare. Nu lua, nu atinge, nu gusta, nu fuma, nu bea. Da? Astea sunt învățături cum? Începătoare. Adevăratul standard al neprihănirii nu ne interzice să bem, ci spune nu beți vin, dar îmbătați-vă de duh am toate șansele să fiu un penticostal mediocru, adică nu beau vin, nu fumez, dar nici plin de duh sunt. undeva pe la jumătate. Îmi spuneam eu odată un om pe care l-am evangelizat în Ucraina, Domnule, m-aș pocăi la voi, dar la voi tare sacă pocăința asta. Voi măcar, dacă m-ați lăsat să beau 50 de grame ca la martorul Jehova, m-aș la voi. Dar zice, dacă voi nu dați voi nimic, Mă duc la martor, că la martor e voie 50 de grame. M-am gândit la ce o să stă ca cam are dreptate, cam sacă pocăința asta. Nici vin, nici duh, chiar că-i seacă. Omul are nevoie de tări în viața lui. Dacă nu-i tăria vinului, Trebuie să fie o altă tărie, o altă bucurie. Și dacă nu-i bucuria Duhului, s-ar putea să te atragă alea. Vezi, astea două sunt puse în opoziție în Biblie. Mă tot întreabă mai nou unii dacă avem voie să bem. Să știți că întrebarea asta devine tot mai prezentă. Chiar zile trecute, într-o tabără, și îmi spuneau lirii, măi, în fiecare an tot întrebarea asta. Tineri încep să pună întrebarea, frate, chiar nu avem voie? Nici un pic de bericică de asta cu zero virgulă? Și să știți că sunt oameni care, pe la dos, am primit o poză cu membru cu bere în mână. Frate, nu-i chiar așa grav. E grav. În Scriptură, ăsta e unul dintre motivele pentru care noi, pentru că nu bem. În Scriptură, băutura este pusă în antiteză cu plinătatea Duhului Sfânt. Nu poți fi și cu băuturile și cu Duhul Sfânt. Și bine, spune, oameni buni, nu tăriile alea, nu bucuriile alea, nu plin de mus și de vin, ci plin de duh. Și cine se umple de duh nu mai întreabă dacă are voie să bea alcool, că nu mai simte nevoia. Și cine întreabă dacă are voie, e deja un semn că nu-i plin de duh. Caută alte întăritoare, alte surse de bucurie în viață. Sursa noastră de bucurie este prezența lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, să ne facă o biserică plină de Duhul Sfânt. Și când suntem plini de Duh, nici nu mai punem întrebarea dacă avem voie să. Pentru că cine e plin de Duh și-o băut din această băutură sfântă, nu mai are dor de alte pahare. Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Dragii mei, cât ești de mare, cât ești de mare în privința asta. Să știți că în acest an vara aceasta avem șansa să ne testăm măreția. Unii frați așa obiectează că stăruința vara nu prea merge, frate, acum stăruința e bună când n-ai nimic de făcut, pentru că e pe ultimul loc. Când chiar plouă și ninge, atunci mai venim să ne rugăm, că ni vară, frate, cine o să vină la stăruință în luna mai? Acum e de Cultivat, acum ai de solarii, acum ai de sămănat, de știu eu ce, de săpat, acum ai de construit. Plus că e 1 iunie, frate, e zi liberă, e de picnic și de grătare și de e, fotbal, stăruință de 1 iunie. Frații mei, eu nu am nicio emoție că nu vor veni oamenii. Oamenii mari vor fi aici. Oamenii care caută umplerea cu Duhul Sfânt vor fi aici între grădină și umplerea cu Duhul Sfânt, omul mare alege umplerea cu Duhul Sfânt. Între o oră, două suplimentare pe șantier și se vorbești în limbi și să primești darurile Duhului, un om mare alege să fie aici. Între picnicuri și fotbal de 1 iunie și stăruință, omul mare din punct de vedere spiritual, 100% va alege rugăciunea pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Iar pigmei, piticii, vor alege grătarele. Domnul să-i binecuvinteze. Eu voi fi aici. Dacă mă ține Domnul cu viață, abia aștept să mă umplu și să beau din izvorul acesta atât de răcoritor pentru suflet. Întotdeauna la dezi stăruințele au fost frumoase și mulțumesc Domnului că avem ocazia încă o dată să stăruim pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Foarte multe întrebări, dacă chiar trebuie, dar de ce trebuie atâta stăruință? De ce trebuie neapărat vorbire în limbi? Atâtea filozofii printre noi, chiar la învoane și îmi spunea chiar recent un păstor. Dar frate, trebuie neapărat, ce atâta accent pe vorbirea în alte limbi? Eu prefer, zicea păstorul ăsta, prefer un membru care are roada Duhului, frate, nu vorbirea în limbi. Eu prefer unul cu caracter decât unul cu daruri și fără caracter. Zi-mă, frate, stai un pic. Eu nu prefer nici așa, nici așa. Eu vreau Duhul Sfânt varianta full option. Cum zic tinerii, da? Tot. Adică de ce să mergem pe sau, sau? Frate, ăsta are rodă, nu are vorbire. Păi eu vreau și vorbire și rodă Tu de ce vrei numai jumătăți de măsură? Eu vreau și daruri și caracter. Că decât unul cu darul și fără caracter mai bine. Nu. Nu-i bine nici așa, nici așa. Eu vreau tot ce scrie Biblia. Tu nu vrei full option. Când îți cumperi o mașină, nu vrei toate dotările. De ce când e vorba de Duhul Sfânt, vrei minim? Frate, îi destul să fiu născut din nou. Voi fi răpit. Dar de ce pui întrebarea asta? Întrebarea este greșită. Frate, e neapărat să vorbesc în limbi ca să fiu răpit? E neapărat să vorbesc în limbi ca să fiu mântuit? Întrebare fundamental greșită. Și eu nu intru în dialogul ăsta, pentru că nu sunt pus de Dumnezeu să-ți predic minimul. Da? Frate, asta e bucățica, cum îmi spuneam eu în un cash, zice, băi, e nu ca tine, eu nu da. Eu auzi, după mine să se închidă ușa în rai, lângă mătur dacă eu ultimul, eu sunt fericit. Frații mei, noi n-am venit aici să predicăm minime. Cât să faceți, cât să nu intrați în ea, da? Adică cât de aproape să mergi de păcat, cât de aproape poți să mergi de o fată, cât de aproape, dacă ai voie la film, dacă ai voie la ștran, tot întrebările astea. De ce te preocupă minimul, frate? De ce te preocupă minimul în ce privește neprihănirea? Hristos ne cheamă la mărime spirituală. Nu vrei să fii mare? Nu vrei să fii un gigant spiritual? O, Doamne, de ne putere să căutăm plinătatea Duhului Sfânt. Închei cu un verset care îmi place foarte mult. Un verset surprinzător. Matei 11 cu 11. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Vă mă rog să lăsați versetul. Până la Ioan n-a fost nici un om mai mare ca el. Dar partea a doua a versetului mă surprinde grozav. Au zis ce spune Biblia? Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Și ce înseamnă asta? Ioan a trăit în epoca legii. Tu și eu trăim în epoca care se numește împărăția lui Dumnezeu. Și noi, după Rusalii, noi putem să fim chiar mai mari decât Ioan. Ce har ai tu și eu. Putem să creștem spiritual mai mult decât Ioan Botezătorul cel mai mic din epoca Harului poate să fie mai mare decât Ioan Botezătorul. Dumnezeu să te crească, Dumnezeu să mă crească și să ajungem toți membrii din Dej. Zic și eu, cel mai slab din biserica din Dej. Să fie mai mare și mai puternic din punct de vedere spiritual decât Ioan Botezătorul. Amin, eu îmi doresc asta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Am trecut un minut peste program. Intrăm în rugăciune și ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea dragoste pentru evangelizare. Ne-am putut verifica mărimea în cifre, dacă trebuie. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru familie și cred că sunt familii aici care au nevoie de vindecare spirituală. Și ne rugăm ca Dumnezeu în săptămâna aceasta să ne umple cu Duhul Sfânt și să ne facă oameni mari. Oamenii care gustă înălțimile Duhului. Ne rugăm și mulțumim Domnului.